Ce s-a întâmplat? Ce discuție ați avut? Nu am înțeles exact. Azi dimineață l-am văzut așa mai îngândurat și i-am adresat o întrebare ca să-l bag în discuție și el mi-a răspuns pe un ton mai pesimist, să zic, cum că nu ar avea stare necesară, dar într-un mod că nu are de ce să-mi răspundă mie și oarecum după s-a scuzat aici în casă când a venit, s-a scuzat pentru răspunsul lui și a spus că tinde să se izoleze când se întâmplă ceva de genul. Și nu am înțeles ce s-a întâmplat, clar. Ce s-a întâmplat, Moise? Dar probabil sunt mai multe lucruri și toate, dar cred că toate sunt legate de Radu și Cristina și asta îi amplifică lui stare de... Ce s-a întâmplat, Moise? Ștecher. Gol. Ce să se întâmple? Am conștientizat că poate stau degeaba și cred că doar privesc, poate doar se întâmplă aici. Asta am conștientizat. Pentru că știți de ce a plecat votul meu la Larisa pentru liderul casei? Foarte mult. Mă bucur. A plecat pentru că unul la mână, Cristina m-a rugat să nu o votez, am zis ok. Iar doi la mână, Larisa a fost singura fată care a venit în casă când mie mi-a fost mai greu să zic un pic, să mă consoleze alături de George. Larisa, care are sufletul de piatră. Nu, îl ai, dar trebuie să... nu de piatră, ai suflet în tine. Mulțumesc, eu apreciez că... Așa și... Cu drag. Așa și... Atât? Cred că dumneavoastră a zis că știți cel mai bine ce facem în casă. Am vorbit de două ori cu Cristina și... Tot contextul merge la o cunoaștere. Nu era ceva greșit dacă ea se cerea la cameră și vrea să zică că vrea să se cunoască cu mine, adică să mai cunoască niște părți de ale mele. Nu. Dar cine zice că era greșit? Vă zic și de ce se pare greșit din anumite puncte de vedere, pentru că ea nu vrea să mă amăgească, cum a zis și data trecută. Da. Adică să nu îmi dea impresii. Să nu-ți fac rău. Speranțe. Păi da, dar eu nu fac atâta timp cât tu vii la mine și îmi zici vreau să mai mergem pe cunoașterea asta, adică... Păi dacă nu vrea, ea nu are nicio obligație față de tine. Deci ea nu simte conexiunea asta. Situația e în felul următor. Dar nu, ea nu are rog sentimente. Frumos, eu nu te-am băgat în această conversație. Ea nu are sentimente deloc pentru tine și nu simte nevoia să se ceară la tine. Și din moment ce nu simte nevoia să se ceară la tine, dacă s-ar cere la tine, tu poate mintea ta să ți-ai face niște iluzii. Așa, facem invers. Larisa s-a cerut la mine, s-a cerut în casa băieților să vorbească cu mine. Are sentimente pentru mine. De la Larisa nu place. Pun în toate locurile. Larisa nu s-ar fi gândit că... Dar nu se pune situația așa. Situația e în felul Și dacă aș fi fost în topul lui, eu așa sunt ca persoană. Da, foarte bine și mă bucur. Și știam, eram 100% sigură că George este suficient de capabil să-și dea seama de intențiile mele și nu le-ar fi interpretat într-un alt mod. La fel a zis de Claudiu. De fapt, tu ești fata Maria și despre care vorbea. Nu se înțelege. Păi dacă vorbește Radu... La fel ai spus și la ziua. Că tu ești de fata din Iași de care îi plăcea lui. Iar vorbești. Ce anume? Iar l-a intrat în prima zi, el i-a zis... Nu se înțelege. Deci când am fost în camera lui și cu el, l-am întrebat, știi de unde sunt? Și el a spus... Asta e replica, deci asta este replica lui Radu. Voi amândoi zici că vorbiți, mă. Acum a spus și am explicat contextul în care s-a... discutat. Când ai fost cu ea, nu vorbim sau au văzut episoadele. A văzut așa. Și el episodul. N-am vorbit amândoi. Așa, asta e niște, s-a difuzat episodul. Nu, eu zic de altceva, o să-ți explic și pe parcurs, dar continuă-ți ideea. Moise, stai puțin că nu înțeleg. Nu înțeleg. Tu ești supărat pentru că Cristina nu a cerut să vină să stea cu tine, să te cunoască? Moise, stai puțin că nu înțeleg. Nu înțeleg. Tu ești supărat pentru că Cristina nu a cerut să vină să stea cu tine, să te cunoască? Nu, că n-a avut șansa, poate, să vorbească mai mult cu Cristina, cred. Nu știu. Dar Cristina nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Moise. Bine, acum, noi nu putem să o obligăm. Am înțeles. Dar eu i-am spus asta lui. Nu, adică...
s-au văzut cei deci, care... Deci, hai să zic una, scuze-mă. Cine observă, au văzut asta, nu? E că pot să vă oblig dacă vreți. Scuze-mă că... Voi de rușine, uite, dar dacă văd că, într-adevăr, nu se poate... Când ai zis să mai știi, să-ți aduc eu aminte dacă nu mai ții minte, pentru că acum te-ai contrazis și eu țin minte din trecut foarte multe. Mai știi când mi-ai zis tu mie că dacă tu ești într-o cunoaștere cu altcineva și eu te doresc pe tine, lupt pentru tine? Și am zis eu da, și tu ai zis mai vedem. Și acum zici că tu nu vrei. Și s-a hotărât și nu. Știi? Asta în prima zi? Da. În prima zi când ai intrat în casă. Da, desigur. Dar poate a fost o săgeată. Și-a dat seama pe parcurs că nu... A, deci tot, uite cum a zis Cosmin, poate a fost, poate a fost o săgeată către Radu. Deci pentru ce? Dar poate n-a fost nicio săgeată, începea să te cunoască. După aia așa schimba părerea, așa zic că... Dar chiar nu am simțit nimic din... Ți-am spus, din prima clipă n-a fost nicio conexiune, nicio... Probabil Moise în capul lui se gândește că se întâmplă o mare nedreptate. Cum un băiat ca și Radu poate avea o fată ca și Cristina? Dar nu are. Ei, așa cum și tu ai un date, așa cum tu ai un date cu băiatul ăsta cu Ionuț, că și noi ne întrebăm câteodată. Ce legătură mai are asta, Radu? Zicea, băi, e același lucru. Cum băiatul ăsta, ca lumea, a intrat pentru tine. Fix Moise consideră că tu ai greșit mult în fața Cristinei și el n-ar supăra atât o fată. Păi așa ne întrebăm și noi, cum tu ai greșit față de alții în emisiunea asta. Deci, cum a intrat băiatul ăsta pentru tine? Să uitați la emisiune în urmă. Ce legătură are băiatul ăsta care are un nume? Ce legătură are cu situația dintre Moise și Cristina? Dar noi încă nu l-am cunoscut pe Moise ca să-mi dăm părerea că el nu a făcut față. Uite, orice. Mai știi, Bianca, ce ți-am zis? Când am venit în casă la voi, mai știi ce am zis? Dar tot nu iese. Eu nu l-am cunoscut pe Moise. Da, dacă nu vrea, măcar nu saluți nici bună ziua, nici nimic, ignor. Asta este chestie, da. Nu ai cum să... Adică? Știi? Nu știu, astăzi a intrat... Acum îmi pare ceas să vorbesc de superioritate, dar a intrat foarte serios. Eram culcat din cap pe canapea, l-am salutat, s-a uitat foarte serios, s-a uitat la noi, nici măcar nu ne-a spus bună, a venit să vorbească cu fetele, adică... Când ai coborât pe scări. Când am intrat, nu am vrut să deranjez conversația voastră. Păi nu, din moment ce noi te salutăm, ne uităm la tine și te salutăm, cred că e de, nu știu... Scuze, îmi cer scuze. Ai putea să... Da, zicea și Mihaela ceva gen de o glumă, că de câte ori încearcă să bată palma cu tine, tu dai mâna, ceva. A fost, azi odată a fost. O făcut, da. Mai multe ori faci cu toată lumea. Mai știu pe cineva care face gluma asta. Dacă tu orice caz... Mai multe ori când aveam o stare bună, adică... În orice caz, doamna Andreea, din punctul meu de vedere, nu poți să faci o dramă sau să presezi o persoană, indiferent că e Cristina, sau putea fi orice altă persoană. Păi aplic-o tu, că te faci o dramă și faci o dramă și să presezi o persoană să vină către tine dacă nu vrea. Tu faci asta, stați puțin, liniștiți-vă. În momentul în care eu îi caut privirea Cristinei pentru a-mi confirma sau infirma faptul, nu știu, că urmează Moise să vină aici când îl chem sau când... Și disperarea din ochii ei îmi zice nu și îmi zice că nu vrea, asta înseamnă clar că nu vrea. Mai pe românește, ce să mai? Și dacă ar vrea, ar cere singurică la cameră. Cristina, vrei să intri într-o cunoaștere cu Moise? Nu, dar am spus asta, nu. Nu fi rușinoasă. Adică ea cere, ea se cere la Radu. Ce-ai căutat astăzi în casa băieților? Păi, așa, să... De ce? Văd și pe Radu, că noi suntem... Cristina, ia mărul în mână și spune sincer de ce ai venit. Nu, sincer, spune. O auzi că am făcut club, de-aia. Da, n-am auzit nimic. Da. Zici și tu. Mă rog, Moise, mai exact de ce te superi? Că nu înțeleg, pe cine te-ai supărat? Nu o să mă mai supăr. Pe destin, cred. Absolut deloc nu o să mă mai supăr. Repet, să nu fie doar în mintea ta totul, să nu-ți imaginezi tu lucruri. Da, o să las cale liberă și nu o să mă mai supăr. Că era deja. Dar care... Băi, dar nu te mai băga, băi. Băi, tu râzi degeaba și te bagi așa, aiurea. Așa face el. Dar care cale liberă? Dacă fata asta, de când a intrat în casă, este într-o relație, cunoaștere, despărțire... O să fie până la sfârșit. Cu Radu. O să fie până la sfârșit? Să fie, dacă poate să fie. Pe cine te super, vreau să știu. Nu, am zis să fie. Nu mă supăr acum, nu s-a supărat. Moise, ai spus aici pe canapea... Tonul tău este ca și cum ai fi deranjat și supărat de ceea ce se întâmplă în legătură cu ceea ce face Cristina. Cu ce te deranjează? Acum, domnule... Ea are obligații față de tine? Simți că ar trebui să aibă o obligație față de tine? Nu, dar nici nu mai trebuie să aibă vreodată. Deci a avut? Ai zis nu. Nu. Și nici nu mai trebuie să aibă. Ar fi trebuit să aibă? El poate a avut așteptări atât. Na. Dar, e, nu știu, e ca și cum îl văd pe Laurențiu, se supără pe Lorena
că nu a cerut să vină în casa băieților să-l vadă. Da, dar bine, situația se mai întâmplă. Tocmai. Tocmai. Da. Bine, n-o să mă mai supăr, o să fiu... Nu, mă înțelegi ce-ți spun? Adică, da, am înțeles, dar eu vreau tu să... Tu o tragi la răspundere pe dar o fată... Dar nu am trasul, că dacă o trăgeam la răspundere, mergeam și ziceam ei direct în față, băi, nu-mi place chestia bine. asta, de ce nu-mi place? Supărarea ta, așa se vede. Din exterior. Bine, o să rog să nu se mai vadă așa, pentru că am explicat, nu o să... Atunci o să te rugăm să nu mai fii atât de supărat și acuzativ la adresa acestei fete care ți-a spus că nu vrea să intre într-un pașter. Bine, nu o să mai fiu deloc, absolut deloc. El se supără parcă pe niște lucruri inexistente, care... Bine, nici nu o să mai existe. Nu o să mai existe? Pentru mine, nu. Acum te-ai supărat pe ea, deci... Da, frate, o să mă supăr până la capăt și poate o să îmi găsesc pe altcineva. E ok? Mă bucur. Irina a cerut să vină astăzi să te cunoască mai bine. A, uite, Irina a dorit, Cristina n-a dorit. Asta zic așa, în ghilimele, nu vreau să se... Nu-mi dau seama, ce...